Bună dimineața! Și bun venit la un nou vlog! Am găsit o modalitate inedită de a explora Bucureștiul și azi o să mergi cu noi să vedeți despre ce este vorba. Imediat ajungem, trebuie să fim la ora 9:30 în locul ăsta de unde plecăm în explorarea Bucureștiului. Pentru că, nu știu dacă ai văzut, noi de curând am descoperit, nici nu de când sunt pe piață oamenii ăștia, dar cea mai mișto, probabil, metodă de a vizita Bucureștiul, pentru că doar în București am găsit. Dacă tu îi vezi și în altă parte, lasă-ne în comentariu. Că vrem să vedem și altă parte, să explorăm toată treaba asta. Înainte să-ți arătăm despre ce este vorba, vrem să spunem că această experiență ne-a fost oferită de Get Your Guide, o platformă de rezervări worldwide, în toată lumea, ca să spun așa, platformă de unde poți să-ți rezervi orice experiență vrei tu, oriunde în lumea asta. Ei sunt partenerii noștri pentru acest vlog. Dacă vrei și tu să-ți rezolvi o experiență, uite, să lăsăm și link-ul aici în descriere, pur și simplu, nu știu, să zice că ajungi în Paris, da? Deschizi Get Your Guide, e și aplicație, deci nu doar site de internet, e și aplicație pentru Android și iOS. Stai să stau mai așa, că stai cu mâna la ochi. Păi, mă bate soarele. Așa. Deschizi internetul, scrie acolo Paris și îți dă tot ce poți să faci tu în Paris. Sunt experiențe care pornesc experiențe, tururi ghidate. Da. De la câțiva euro până la câteva mii de euro, poți să-ți iei inclusiv transport de la aeroport, dacă vrei să-ți rezervi, fără niciun fel de problemă. Intrări la muzee, tururi, experiențe inedite, de clase de gătit, de băut, de orice ce vrei tu. Poți să faci chiar și cadou, un voucher din ăsta, să plătești pentru cineva, îi place, de exemplu, să, nu știu, îi place vinul. Și poți să faci, îi dai un voucher, îi iei un voucher ăsta la degustări de vin. Cum am fost noi la vlogul trecut, da, poți orice fel de chestie să-ți iei de aici, dar destul despre Get Your Guide. Hai să-ți arătăm ce ne-am rezervat pentru azi. Hot Road Fun Bucharest, am văzut acum hashtag-ul de pe mașinuțele lor și se pare că ei sunt cei care ne vor însoți pe drumurile Bucureștiului, cu ajutorul cărora ne vom bucura de această experiență inedită. Nu știm despre exact detalii, despre cum se conduce mașina asta, dacă ai nevoie de permis auto, ce vârstă trebuie să ai, dar o să o aflăm de la ei și o să spunem imediat. Am văzut poze că se poartă cască obligatoriu de protecție. De altfel, le-am și văzut acum câteva săptămâni pe străzile din București și am înțeles cam despre ce este vorba, dar cât de entuziasmată pot să fiu. Revenim imediat cu detalii, mergem să vedem, să ne validăm voucherul pe care l-am luat de la Get Your Guide, la ei aici, și o să cerem detalii și o să spunem imediat despre ce este vorba. Și caragios arată mașinuțele astea, abia așteptăm să dăm o tură cu ele. Am descoperit și, dar o să lăsăm pe ei să ne facă instructajul, am văzut cum se conduc, care sunt pedalele, uite, scrie și aici mare. Vezi, dar o să lăsăm pe ei să ne facă instructajul. Îți spuneam mai devreme că se numesc Hot Road Fun și toate numerele lor, pentru că acum am observat, numerele de matriculare, da, o să numesc, sunt Hot și Fun și Road. Mi se pare foarte cute. Abia aștept să povestim cu băieții ăștia, să vedem care-i treaba. Sunt ceva, 2, 4, 6, 8, 10, 12 mașințe. Sunt ceva. Nu știu dacă sunt toate. Chiar sunt curioasă dacă mai știi tu un alt loc unde au astfel de mașinuțe. Cred că ni s-ar părea foarte interesant să vizităm orașul respectiv. Da. Foarte tare. Așa. Am văzut că traseul merge pe undeva pe la Piața Victoria, ajunge până la Palatul Parlamentului și înapoi. O să vedem exact cum durează și o să dăm imediat toate detaliile, să le aflăm și noi. Asta e din ce am văzut pe Get Your Guide, din ce au scris ei acolo. Și plecarea, n-am spus de unde e plecarea. Plecarea aici în București e fix, uite, de la Promenada Mall, de aici din parcare, din parcarea din fața Promenadei Mall, vii aici și de aici începe nebunia. Evident că toată treaba începe cu completarea unui formular, unui acord de închiriere, unde îți dai câteva date despre tine, evident, lucru pe care le-am aflat. Foarte important de reținut. Ai nevoie de permis categoria B pentru a putea conduce mașinuțele astea și are sens dacă e să ne gândim. Circul pe drumul public. Și evident peste 18 ani, că altfel nu ai avea permis. Și trebuie să ai peste 18 ani, că altfel, deși, parcă am citit reglementare, că de la 16 ani poți să ai permis. Trebuie însoțit, e mai complicat. 16 ani nu. 18 ani plus, permis categoria B. Lângă formularul ăsta trebuie să mai știi că poți să plătești și o asigurare în valoare de 50 de lei, care nu este inclusă în banii pe care îi plătești în rezervare, o plătești aici pe loc, iar în asigurarea asta intră eventualele daune în caz de, Doamne fere, s-ar putea întâmpla pe drumurile publice cu mașinuța asta. A, să merge în gașcă, să merge încet, nu cred că o să fie cine știe ce problemă, dar dacă vrei să te simți sigur, poți să plătești și asigurarea de 50 de lei. Și chiar este o domnișoară aici lângă noi care întreba dacă ar trebui să-i fie teamă, dacă e riscul să se întâmple ceva. Iar
Băieții de aici au spus că n-ar trebui să avem niciun fel de stres pentru că suntem gașcă mare, șoferii sunt foarte atenți, mai ales că suntem vizibili fiind gașcă mare și că în principiu n-ar trebui să se întâmple. Și am avut o problemă, însă am avut o problemă, nu găseau formula în română pentru că nu prea au doritorii românii, cetățeni români care să conducă chestiile astea prin oraș și au spus că în proporție de peste 90% turiști străini. Da. Așa că te încurajăm să dai și tu o tură după ce vezi locul ăsta. Da, ca să le distrugi băieților ăștia topul, adică să nu fie numai străini aici, ca să le distrugi, cum să zice, ceartul chestii. Statisticile. Statisticile, așa, ca să le distrugi statisticile, vin o să te dai cu mașinuțele astea. Începe instructajul. First of all, we have the most important rule, just stay in this formation like the motorcycles, 1, 2, 3, 4 and so on, because if you stay one behind another, the one in front can hit you in the back. So in order to put it in forward, just lift the lever up and on the right, okay? Deci ca să o bagi în viteză, ridici în sus și... Ridicați levierul și îl puneți în F. Simina este cobaiul pentru această tură, o să încerce ea prima oară mașinuța. Nu e chiar de ușor să încapi. Ok. Deci ce trebuie să faceți? Bun. Puneți contactul de două ori. Așa, apăsați frâna foarte tare și apăsați pe butonul. Cred că e suficient. Las frâna și apăs? Nu. Țineți frâna apăsată și... Exact. Lăsați frâna de mână jos. Bun. Iar acum puneți în F. Așa. Acum ce am nevoie să faceți este să apăsați ușor pe accelerație și după aceea să puneți frâna foarte tare. Ok? Ok. Las frâna încet ca la... Nu. Dacă lăsați frâna, mașina o să stea. Ia lăsați-o. Ah, ok. Cum vedeți, mașina, deci la semafor când stați, puteți să-l luați piciorul de pe. Ok. Bun. Vedeți? Puteți să accelerați ușor. E un pic cam stresată, Simina. Se conduce ca o mașină hidramată, în sensul că n-ai schimbător de viteză, n-ai ambreiaj și frâna trebuie să o tragi cu piciorul stâng. Și ea nu a mai condus mașină hidramată și de-aia e un pic stresată. Cu treaba asta, dar e foarte simplu, adică e mai simplu decât o mașină normală. Și acum o să meargă cu spatele. De tot pe stânga. Așa, perfect. Acum dați ușor cu spatele. Merge foarte greu volanul. Nu are servodirecție. Volanul ăla nu are servodirecție și de-aia merge mai greu. Pe loc, când mers e ok. Suntem gata de plecare, Simina! Ce entuziasmate sunt! Emoții? Emoții? Nu foarte mari, doar excitement, pentru că mi se pare o activitate foarte faină și tare mult ne-am dorit și uite că în sfârșit mergem la drum. Hai să mergem! Ce experiență, suntem pe calea victoriei, foarte, foarte tare experiența. Deci trebuie mult să ai să vii să încerci și tu. Super, și uite, suntem o grupă de 5-6 mașinuțe de astea. Mă gândesc că atunci când merg toate e și mai mișto. Dar e foarte tare experiența, sunt motoare termice, deci nu sunt electrice și au forță, nene, dacă apeși pe doamna accelerație, te duce bine. Simila, cum te descurci? Bine, sper. Era melodia aia lui Mafia. Umbru ce și sigur, ca un Cadillac, o rățușcă stă pe lac. Îmi pușcă în cap, pac, pac. Să uită lumea de pe stradă, lung și ciudat la noi. Vor zice, ce ești cu nebunii aici, ce sunt nebuniile astea care merg ei. Dar experiența este foarte tare, trebuie să te obișnuiești un pic cu volanul, că na, fiind micuț așa, pare că iei curbele mai rapid sau, mă rog, că zdrângăne un pic la grop și trebuie să, fii atent la grop, că îți ia puțin volanul, că zdrângăne un puțin volanul în mână, dar e foarte ok. Foarte ok.
mergem mai departe, cred că suntem la 30% din tur și mergem mai departe. Două vorbe, da. Cred că este una dintre cele mai interesante experiențe. Ne place foarte mult și, practic, vizitezi o mică parte din oraș și te și plimbi în același timp. Am făcut o pauză aici să ne facă poze. Uite că din loc în loc suntem la arcul de triunf, ne mai oprești și mai facem poze. Foarte tare, sunt super ok băieții ăștia. Suntem turiști la noi în țară. Exact, și suntem turiști la noi în țară, la noi în oraș chiar. Mai vrem? Mai vrem. Și norocul nostru este că am prins și o zi foarte frumoasă, senină. Se vede frumos, noroc că avem și mânecă lungă, luați-vă la voi ceva că vă prălește soarele, că nu aveți nimic să vă acopere. Ne-au spus oamenii ăștia că pe 22 iulie, 22-23 iulie, se duc pe Transfăgărășan și fac de la Bâlea Cascadă până la sus la cabană, la Bâlea, până la Bâlea Lac, un tur din ăsta cu mașinile. Așa aia că, repede, căutați-i repede, lăsăm link-ul aici în descriere, Get Your Guide, de unde se vă lua și voi experiența. Bine, aveți și denumirea lor. Da, și am mai zis că mai merg undeva, dar n-am înțeles. În Poiana Brașov. A, și în Poiana Brașov, săptămâna viitoare. Văzusem și pe Get Your Guide că aveau și varianta în Poiana Brașov, dar noi am vrut acum, musai. Exact. Și s-a întâmplat să fie acum. Am pregătit, a fost bestial, pur și simplu. Foarte tare experiența, una dintre cele mai mișto experiențe pe care le-am trăit noi în București și trebuie să vi se faci și tu asta, treaba asta. E cel mai inedit mod de a cel mai inedit mod de a vizita Bucureștiul. Foarte tare. Bine, poate că vizitat este mult zis, pentru că vezi doar o parte a Bucureștiului, clar. O tură prin București, poți să-ți mai ieși și alte tururi ca să vezi restul Bucureștiului, dar este una dintre cele mai mișto activități pe care noi le-am făcut în București de când ne știe noi aici în București. Foarte tare. Foarte mergem mișto. Să predăm căștile și după aia, salut. Și după aia o să tragem și concluziile, pentru că asta o să fie un vlog scurt, nu o să fie ceva lung, o să fie un vlog exact ce am zis. Un punct de călătorie, că despre asta este vorba. Da. Imediat, dăm căștile jos și vorbim. Am schimbat mașina, ne-am urcat înapoi în Rubinichis a noastră. Și acum ne simțim așa foarte importanți pe stradă, că suntem la înălțime și noi la înălțime cu ceilalți. Da. Cât de mișto a fost experiența. Dacă nu ai încercat până acum și sunt șanse mari să nu, pentru că din ce am înțeles și cred că ți-am spus și la începutul vlogului, majoritatea clienților lor sunt străini. Dar n-aveau formulare, deci n-aveau formulare, trebuie să caute pe mașină formulare română. Le-am zis că e ok, poate să-mi dea și în engleză, nu-i problemă. Dar a fost chiar o experiență foarte mișto și chiar ți-o recomandăm. Prețul este de, cred că 70, mai bine intră și uite, undeva la 70 de euro, nu este neapărat ieftin, dar chiar e o experiență ca lumea. Și mă uitam acum pe Instagram-ul lor, dacă vrei să mergi în iulie, pe 22 iulie, pe Transfăgărășan, prețul este 379 de lei pentru o oră de mers cu mașina pe Transfăgărășan. Dar eu zic că merită, am văzut și niște filmări, adică dacă vrei un altfel, o altfel de experiență, altceva, merită. Merită, am văzut niște filmări foarte mișto, foarte frumoase și de pe Transfăgărășan, cu mașinuțele, gândește că toată nebunia aia o vezi dintr-o chestie micuță care e lipită de șosea, adică toată, tot Transfăgărășanul la curbele alea frumoase. Super, super experiență. Da. Ne-a plăcut. Deci, cu alte cuvinte, dacă vrei și tu o experiență de felul ăsta sau altfel de experiență, orice fel de experiență din oriunde din lumea asta, lăsăm link-ul în descriere aici, Get Your Guide, și ca să fim pe deplin sinceri, să fie, cum să zice, transparență totală, tu dacă ți iei o experiență de aici, de pe link-ul ăsta al nostru, pentru că noi suntem parteneri Get Your Guide, noi primim un mic procent din banii pe care tu îi plătești la Get Your Guide, dar nu îi dai tu, îi dă Get Your Guide, cum ar fi, adică nu ne dai tu banii, da? Deci Get Your Guide ne dă un mic procent din banii pe care îi cheltuiești pe platforma respectivă. Și așa cum vă recomandăm de fiecare dată, Get Your Guide este o aplicație gratuită, poți să o descarci și este gratis să te uiți pe experiențele de acolo, poți să te inspiri de tururi ghidate, poate vrei să vezi ceva, poate vrei să faci o experiență și, nu știu, caută și eventual... idei, poți să iei idei. Da, ce exact, faci? Să te inspiri de acolo, nu știu, te duci într-un oraș nou și nu știi exact ce ai putea să faci acolo, intră pe Get Your Guide, scrie numele orașului respectiv și îți dă 11.000 de opțiuni din toate categoriile. Exact. Îți alegi de acolo activitate dacă
îți place sau nu, te duci direct la proprietari, vorba aia, este strict alegerea ta. Noi folosim aplicația asta de foarte mulți ani, avem foarte multe experiențe luate de pe Get Your Guide și... Da. Oriunde, în lume, nu doar în exact. București sau în România, am fost și la Paris. Comod. Peste tot. Da, ușor, e foarte comod, îndemână. Pentru că îți explică, știi despre ce este vorba, nu mai stai tu cu stres, aoleu, să mă duc la companie, să caut, să văd cine îmi dă o excursie cu barca sau ceva de genul. Nu, ai scris acolo imediat. Sunt frumos împărțite pe categorii. Da. Din două clicuri deja ți-ai rezervat și nu mai ai tu stresul rezervărilor. Și așa cum spuneam și într-un vlog trecut, este una, o altă modalitate de a te încuraja să călătorești singur și să-ți rezervi serviciile astea, chestiile astea singur. Pentru că același lucru poate face, îl face și agenția de turism care mergi tu. Îți rezervă, poate chiar de pe Get Your Guide experiența. Hai, nene. Da, deci... Bun, una peste alta, dacă ai rămas până aici, o să presupunem că ți-a plăcut acest videoclip, lasă și un like, dă un share să-l vadă și prietenii tăi, dă un share ca să faci și tu experiența asta cu prietenii tăi, pentru că sigur, sigur ți-ar plăcea, nu uita că trebuie să ai permis de conducere. Și 18 ani. 18 ani, dacă ai permis, o presupunem că ai împlinit deja 18 anișori. Mașina este de o persoană, deci nu e ca și cum poți să mergi cu cineva în spate, așa că e... Na. Să te care cineva, adică tu să n-ai permis să te care cineva. Da. Mulțumim tare mult că ai rămas alături de noi până aici. Vino și pe Instagram, vino și pe Facebook, Fabrica de Amintiri, suntem și acolo ca de fiecare dată. Până data viitoare, salutare! Salutare!